Sunt onorat astăzi de invitația dumneavoastră de a veni la deschiderea acestui birou de reabilitare psihologică. Să știți că este un lucru extrem de bun deschiderea acestui birou. Eu personal apreciez foarte mult efortul depus de dumneavoastră la inițiativa acestui proiect pilot lansat de domnul din cadrul Inspectoratului General de Poliție. Apreciez foarte mult munca polițiștilor care au depus-o la inaugurarea acestui birou, conducerii inspectoratului, psihologul, care văd că cu lux de amănunte a fixat fiecare detaliu ca să fie o atmosferă cât mai plăcută și cât mai relaxantă în biroul respectiv. Acest birou este un birou extrem de important pentru Poliția Națională și în special pentru Poliția din Rezina. Este un instrument nou în cadrul Poliției Naționale pentru asigurarea unui echilibru emoțional al polițiștilor, pentru a-i menține într-o situație echilibrată, corectă, bună, într-o stare psihologică pozitivă. Într-adevăr, este un eveniment foarte benefic și un eveniment care de mult poate trebuia să fie, fiindcă acest proiect chiar este necesar, nu doar pentru acest sistem, pentru mai multe teme, dar pentru poliție în deosebire, fiindcă, într-adevăr, lucru impune foarte multe riscuri și aceste riscuri nu trebuie să se reflecte asupra familiilor angajaților din poliție. Ne vom stărui ca și în continuare să avem o bună colucrare, colaborare și cei care lucrează în sistem să simtă susținerea noastră. Mizăm pe susținerea dumneavoastră și în viitor, fiindcă avem multe proiecte, avem multe gânduri, avem multe planificate de realizare, dar fără conlucrarea care ați menționat și dumneavoastră, nu va fi posibil. Eu vă mulțumesc tuturor. Dumnezeule, după mare mila ta, rugămâne, ți auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Cuință, bine credincioșilor creștini, asupra celor protivnici dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Astăzi avem o solemnitate deosebită. Salutăm oaspeții noștri. Vă mulțumim pentru contribuția dumneavoastră, vă mulțumim pentru că susțineți Poliția Națională și Poliția din Rezina. Avem mare încredere că această colaborare bună cu Poliție și Administrația Publică Locală va aduce multe beneficii cetățenilor în Rezina. Mulțumim foarte mult! Doamne ajută înainte să vă mulțumim pentru colaborare și cu Doamne ajută să facem lucruri bune. Și chiar vă mulțumesc pentru serviciu. Servesc Republica Moldova. Servesc Republica Moldova. Fii un pieton exemplar pentru copilul tău. Discută zilnic cu cel mic despre educația rutieră. Explică-i cum să traverseze strada și stai o zi întreagă cu inima în păcat. Culoarea roșie ce semnifică? Culoarea roșie semnifică interzicere. Stop! Nu ne mișcăm! Niciun șofer nu are dreptul să se miște. Culoarea galbenă? Trebuie să fie tască, deoarece în carte verde la pietoni. Și vernele? Mergem! Bravo! Înseamnă că o să încercăm să imităm niște exerciții practice. Câte două biciclete, două băieți, două fete. Ce
ne propunem să vă arătăm lucruri bune, să vă ajutăm să învățați lucruri utile pentru securitatea voastră personală. Voi, dați-mi înapoi! Nu mai curată,